Tineretul liberal a avut ocazia să descopere amănunte din viața Partidului Național Liberal de când a apărut ca organizație politică în România și până în prezent. Cei care cunosc istoria acestui partid l-au vorbit tinerilor și despre primii liberali din Mehedinți. După cum cunoaștem, este de fapt un lucru arhicunoscut, un lucru arhiștiut. Partidul Național Liberal este unul dintre partidele fundamentale ale țării, cu merite extraordinar de mari în făurirea statului național român, în tot ceea ce înseamnă România de ieri și de astăzi. Așa că inițiativa aceasta este binevenită și ea poate să fie urmată și de alte forțe politice locale. Ne dorim ca să, prin aceste exemple, tinerii să aibă o sursă de inspirație și să își dorească să dea mai mult și pentru partid și pentru toți alegătorii. Seminarul despre istoria PNL Mehedinți a fost organizat ca o formă de omagiu pentru liberalii care și-au pus amprenta asupra dezvoltării acestui partid. Cercuri liberale au existat în principatele române încă înainte de înființarea oficială a PNL-ului pe care îl cunoaștem astăzi. Partidul Național Liberal, după înființare, și-a legat numele de poate cele mai importante momente istorice ale României. România modernă este indisolubil legată de Casa Regală a României și de Partidul Național Liberal. Constituțiile noastre au fost constituții liberale. La Constituția din 1923, spre exemplu, liberalii și-au adus un aport fantastic, iar Constituția din 23 a fost una dintre cele mai liberale constituții ale Europei. Partidul Național Liberal a luat naștere în anul 1875. Timp de decenii, activitatea liberalilor s-a suprapus cu familia Brătianu. Perioada cea mai prolifică a fost cea în care PNL a fost condus de Ionel Brătianu. În 1947, PNL este scos în afara legii de comuniști. Mii de membri ai partidului au fost aruncați în închisorile comuniste. Abia după Revoluția din 1989, PNL a revenit pe scena politică din România. În Mehedinți, figurile emblematice care au făcut istorie în rândul liberalilor sunt Marius Vorvoreanu, Petre Gârbovicianu și Richard Franasovici.